Salutare, oameni buni și bine v-am găsit! Eu sunt Teo și astăzi vreau să vă prezint unul dintre proiectele mele îndrăznețe, aș putea spune. Este vorba despre o căsuță din aceasta de grădină pe care a trebuit să o desfac. Era prinsă pe cuie și a trebuit să o mutăm. După ce am mutat-o, ne-am dat seama că nu o să ne permită spațiul de acolo să o lăsăm așa cum era. Și am hotărât să o modificăm. După cum vedeți, baza acestei căsuțe este făcută din lemn de dimensiune 15x15. Se observă și îmbinările, după care vine scheletul. E modificată, nu e făcută de mine această căsuță, e făcută de altcineva, eu doar am desfăcut-o și am mutat-o într-o altă curte. În afara faptului că a trebuit să-i tăiem din lungime, am și făcut-o mai scundă, i-am tăiat stâlpii deoarece se vedea destul de urât, înalt, în partea cealaltă era undeva lângă casă și nu deranja, dar aici am stabilit cu prietenul meu că ar fi bine să îi tăiem și din înălțime și eu zic că așa pare mai normal, undeva mai la nivelul gardului. După ce am modificat baza și stâlpii, am început să lucrăm la acoperiș. Stâlpii de la acoperiș n-au necesitat modificare, am mers pe structura lor veche așa cum erau, după care am pus această podea și stâlpii pentru a putea îmbrăca această căsuță. Am continuat cu acoperișul, am pus scândura pe acoperiș și am prins-o cu holciuruburi, așa a preferat prietenul meu, a zis că nu mai vrea pe cuie. Următorul pas după terminarea acoperișului a fost să îmbrăcăm căsuța. Mă vedeți aici cum tăiam scândurile, ele nu au mai venit perfect și nu mai trebuie modificate. Am folosit circularul de la parsai staționar și pendularul pentru a face acele decupaje acolo unde a fost nevoie și vedeți că ușor, ușor mă apropii de terminarea părții din față. Eu când lucrez la exterior, îmi place de cele mai multe ori să lucrez cu un flip bit și cu o bormașină de 12V, deoarece este mai ușoară și nu trebuie să mă car cu două bormașini după mine. Aici mă vedeți cum am început să fac laterala din stânga și la aceasta, vedeți că îmi luam măsurătorile să tai scândura, deoarece am lăsat mai jos căsuța și atunci a trebuit să modificăm destul de mult. Că am și scurtat din ea, a venit și acum niște modificări, dar una peste alta a fost destul de ok. Mă vedeți cum pun partea de jos aici de la ușă și după ce o să termin cu această parte, o să mă mut la partea din spate. Pe partea din spate a ales prietenul meu să pună la ambriu, deoarece era înainte pus un USB, care s-a mucegăit și nu a mai putut fi recuperat. Tot cu flip bit-ul am lucrat și aici, cu bormașina de 12V de la Parsai Performance. Vedeți cam cum am ales să lucrez pe partea aceasta de lambriu. Știu că mulți dintre voi spuneți că se prind cu cuie, deci eu sunt de acord cu voi. Mie îmi place să pregăuresc lemnul, mai ales lambriu, deoarece este destul de subțire, dar eu l-am făcut cu șuruburi. Am trecut și la partea de acoperiș, pe care am pus șindilă bituminoasă. Aici a fost singurul lucru pe care nu am putut să-l recuperăm din vechiul proiect, deoarece șindilă bituminoasă se lipise destul de tare pe lemn și nu a mai putut fi sub nicio formă recuperat, l-am rupt și l-am dat jos de acolo, l-am aruncat, din păcate, și a trebuit să luăm o altă șindilă nouă, care a fost prinsă cu cuie speciale pentru șindilă bituminoasă, o să mă vedeți cu ciocanul în mână, dar m-am ajutat foarte mult și de un capsator de la Parsite, pe care l-am folosit să prind într-un fel anume această șindrilă, adică să o fixez mai degrabă și ca de fiecare dată când mă apuc eu de acoperiș se întâmplă câte ceva și ce credeți că o să mă prindă noaptea. Nu cred că e primul acoperiș pe care l-am făcut noaptea
și nici nu cred că o să fie ultimul. Așa, ușor, ușor, a început să se întunece, după cum vedeți și voi, și a trebuit să-mi iau o lanternă. Pare rău că n-am mai apucat să o filmez la sfârșit. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc!